În seara aceasta am să vă prezint de pe pagine Sfintelor Scripturi un om care, an de-a rândul, a fost un om normal. Așa îl socoteau toți din jurul lui, numai că omul ăsta, acest bărbat a ajuns la final de viață și la finalul vieții lui cineva îi pune o etichetă și îl caracterizează printr-un singur cuvânt și zice: nebunule! Și această caracterizare nu i-a făcut-o papa de la Roma, nici un înalt prelat, nici un pastor dintr-o biserică evanghelică, ci această caracterizare acestui om la final de viață i-o face însuși Dumnezeu și zice: nebunule. Când dumneata vei ajunge la finishul vieții, la capătul existenței în lumea aceasta, ce va scrie Dumnezeu în dreptul vieții tale? Care va fi caracterizarea lui Dumnezeu pentru viața ta? Dumneavoastră știți că în Sfânta Scriptură găsim trei categorii de oameni buni. Prima categorie de oameni buni, amintiți în Biblie, sunt nebunii de-a binelea. Ăștia sunt descriși în Psalmul 53, în versetul 1, unde ni se spune: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Adică ateii, sau într-un limbaj mai actual, așa mai indulcit, liber cugetătorii, din perspectiva lui Dumnezeu, sunt oamenii nebuni de-a binele. Știți, am avut un președinte de țară, la un moment dat a mai candidat, a vrut să mai iasă, i s-a luat un interviu și i s-a pus o întrebare, dacă el crede în Dumnezeu. Și a dat un răspuns care a dat peste cap statisticile de la alegeri și a schimbat rezultatul alegerilor. E ceva interesant cu oamenii ăștia care spun: domnule, nu există Dumnezeu, cine l-a văzut pe Dumnezeu? Ba mai și declară unii: până la Dumnezeu ne papă sfinții. Cine știe dacă o fi la urma urmei Dumnezeu? O fi Dumnezeu doar în imaginația cuiva, creat de imaginația unui om? Dar știți ce e interesant cu atei? Eu am întâlnit unul într-o vară, în urmă cu câțiva ani, mereu l-auzeam pe bărbatul acesta: nu există Dumnezeu, el nu credea nevoia de biserică, de Biblie, de Dumnezeu. Și s-a întâmplat să fie afară o furtună năpraznică, se mișcau pomii, erau scos copaci din rădăcină. Și l-am văzut pe bietul om cum și-a strâns pumnul, s-a apropiat de o bucată de lemn și a dat cu pumnul în lemn și a zis: ferească Dumnezeu să se întâmple vreo nenorocire. După ce s-a terminat furtuna, cunoscându-l, am stat de vorbă și am zis: omule bun, bă, n-ai declarat dumneata de atâtea ori că nu există Dumnezeu, că e un baz ieftin care exista Dumnezeu. Cum de ți-ai strâns pumnul și ai dat în lemn și ai zis: ferească Dumnezeu să se întâmple vreo nenorocire? Știți? Doamne ferește, zicem noi, să fie vreun cutremur, cum a fost în Turcia, să fie vreo calamitate, ceva ieșit din comun, să vedeți cum s-ascund oamenii ăștia care se declară atei și spun că nu există Dumnezeu. Prima categorie de oameni nebuni sunt nebunii de-a binelea, care zic: Dumnezeu nu există. Apoi avem pe paginile Sfintelor Scriptură a doua categorie de oameni nebuni. Oameni care sunt nebuni în ochii altora, dar sunt cât se poate de normal în ochii lui Dumnezeu. Exemplu ideal vi l-aș aduce pe Sfântul Pavel. Într-una din zile, un om preales pe nume Festus stă față în față cu Sfântul Apostol Pavel și zice: Pavele, ești un, cum am zice noi în termeni populare astăzi, ești dus cu. Și Pavel se uită la el și zice: nu sunt nebun, prealesule Festus. Păi eu vă întreb pe dumneavoastră în această seară: un om nebun ar fi folosit un limbaj atât de elegant, auzi, să-l folosească pe, să spună prealesule celui care l-a făcut nebun? Ce ba din potrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Îi zice Pavelui Festus, acestui preales: eu sunt în toate facultățile mentale, sunt cât se poate de sănătos. Numai că din perspectiva ta și în ochii tăi am ajuns un om nebun. Știți că sunt oameni care în ochii lui Dumnezeu sunt cât se poate de normal, însă în ochii altor oameni au ajuns să fie considerați nebuni.
Și apoi Biblia ne prezintă a treia categorie de oameni nebuni și de ei ne vom ocupa mai mult în minutele care urmează în această seară, și anume oamenii care sunt cât se poate de normal în ochii altor oameni, dar care sunt nebuni în ochii lui Dumnezeu. Imaginați-vă următorul fapt. Un patron de fermă, să ne-l imaginăm în seara asta. Omul nostru este deja patron, e stărit, are avere, are pământuri, proprietăți, are magazinele lui sau hambare, cum vreți să le numiți. Și se întâmplă ca acestui patron, într-unul din ani, să-i rodească pământurile peste măsură de mult. Și omul nostru zice, păi nu-s eu patron? Ba da, n-am eu bani. Cum să nu? Nu-s deja bogat? Ba sunt. Se uită omul la hambarele lui, la magazinele ce le are și zice, trebuie să le dau de urgență jos. Recolta este peste așteptări. Fac altele mai mari, mi-adun acolo rodurile pământului. Și apoi, tot am avut agenda vieții plină în fiecare zi. Și n-am prea avut timp să mănânc așa cum am vrut. N-am prea avut timp să mă distrez așa cum am vrut eu, să beau de numai, să stau și să mă relaxez, să-mi cânte guță de dimineața până seara, îl mai chem și pe salam și să ne simțim, Domnule, să jucăm hor acum. Și Dumnezeu se uită la omul ăsta. Și zice, omule, ceva nu-i în regulă cu tine. Eu vreau să vă întreb ceva, dacă ne-am uitat noi ca oameni la un astfel de pământean, ce am zice? Bă, descurcăreț omul. Uite ce i-o fugi mintea. A gândit repede cum să-și dea hambarele jos, să construiască altele mai mari. Un om deștept, când Dumnezeu se uită la el, dintr-un cuvânt îl caracterizează. Și zice, nebunule. Adică s-a focalizat, s-a concentrat strict pe aici. Și acum, pe viața aceasta, pe lucrurile aceste vieți, el n-a gândit dincolo de mâncare, băutură, veselie, dacă vreți, distracție, a strânge, a zidi, a aduna, o gândire limitată, doar la viața asta terestră. Și Dumnezeu zice, omule bun, îmi pare rău, dar ești un om lipsit de judecat. Despre starea asta de nebunie vom predica în această seară și vreau să știți că nu se referă la bolnavii de la spitalul de psihiatrie care au probleme de natură psihică sau mentală. Nu, nu, nici pe departe. Ci este vorba de oamenii care au probleme de natură morală, care se raportează greșit la lucrurile materiale și au problemă de natură spirituală. Versetul 20 din Luca 12 se referă la o persoană nesăbuită, la o persoană necugetată, la o persoană lipsită de judecate, la o persoană care are o gândire greșită asupra lucrurilor vieții acesteia, asupra moralității și asupra spiritualității. De ce l-a considerat Dumnezeu nebun pe acest bărbat? Dumneavoastră ați observat cât de egoist era? Totul se concentra spre sine. Era egoistul întruchipat. Dumneavoastră ați observat cât de limitat și-a gândit omul nostru viața? S-a gândit strict la acum, la aici, la ceea ce este vremelnic. El s-a gândit doar la bunăstarea spirituală, la bunăstarea, mă scuzați, materială. N-a luat în calcul bunăstarea spirituală a sufletului său. El s-a gândit la viitor, dar s-a gândit la viitorul ăsta pământesc, pe care și l-a dorit cât mai lung, cu putință. Însă nu s-a gândit o clipă că viața aici pe pământ are un sfârșit. Știți cam după ce deviză își trăia acest bărbat viața? E viața mea și fac ce? Și fac ce vreau cu ea. Exact ca reclama de la televizor de în urmă cu câțiva ani. Gândește pozitiv. Domnule, trăiește clipa, simte-te bine, numai o tinerețe ai, de ce nu te-ai distra acum? Viața oricum trece repede. Vedeți? Un om care credea că totul îi aparține și resursele îi aparțin și viitorul îi aparține și timpul îi aparține și fericirea îi aparține și succesul îi aparține, absolut totul îi aparține. Și într-un cuvânt,
se credea propriul lui stăpân. Credea că el nu trebuie să dea socoteală nimănui ce face cu viitorul lui, cu timpul care îi stă în față, cu resursele materiale pe care le are, cu fericirea lui. El nu trebuie să dea socoteală nimănui de propriul succes. Și într-un astfel de cadru, Dumnezeu intervine pe scena vieții lui și transmite acest mesaj radical, direct și dur. Nebunule! Știți ce m-am întrebat când am citit asta în Biblie? Am zis, mă, o fi fost Dumnezeul nostru într-un moment din istoria umanității lipsit de diplomație? O fi avut Dumnezeu cândva un moment în care să fi fost lipsit de înțelepciune? Că eu, dacă aș spune astăzi unui om așa, știți cum aș fi caracterizat? A zice că eu sunt nebun. Știți că Dumnezeu niciodată n-a dus lipsă de diplomație în sensul bun al cuvântului? Știți că Dumnezeu este, a fost și va fi înțelepciunea întruchipată? Vedeți, Dumnezeu nu i-a zis acestui om, mă scuzați, domnule miliardar, sau mă scuzați, domnul patron de fermă, uite, n-ați avea așa spre seară, sau mâine, poi mâine, în săptămâna care urmează, n-ați avea așa un 5-10 minute să stăm puțin de vorbă, așa la taclale. Dumnezeu nu-i spune, mă scuzați, domnule patron, miliardar. Și Dumnezeu îi spune direct, punct lovit, punct ochit, nebunul le. Am stat și m-am întrebat, oare l-a jignit Dumnezeu pe acest om făcându-l nebun? Știți că nu l-a jignit Dumnezeu? Știți că Dumnezeu i-a comunicat strict realitatea cu privire la viața lui prezentă? Pentru că numai un om nebun se consideră stăpân pe viața lui. Numai un om nebun se consideră stăpân pe viitorul lui. Numai un om nebun se consideră stăpân pe fericirea lui. Numai un om nebun se consideră stăpân pe ceea ce are, pe ceea ce posedă. Numai un om nebun se consideră stăpân pe viitorul vieții lui. Din perspectiva lui Dumnezeu, vreau să rețineți, oricine îndrăznește să-și planifice viața și să-și gândească viața asta, scoțându-l afară din ecuația existenței pe Dumnezeu, este un om nebun. De asta am intitulat predica din seara aceasta, când un om normal, pentru că omul nostru n-a fost întotdeauna nebun, când un om normal poate să ajungă nebun. Când oare? Ne-am pus noi vreodată întrebarea asta? Hai să găsim răspuns la Biblie. Când un om normal poate să ajungă nebun, și nu noi să-l considerăm nebun, ci însuși Dumnezeu, Creatorul, să zică despre el, despre acea persoană, că a ajuns să fie, cum v-am zis. În primul rând, un om normal poate să ajungă nebun când își pune încrederea în lucruri nesigure. Orice pământean care ajunge să-și pună încrederea lui în niște lucruri nesigure, Dumnezeu zice despre acel om că e un om lipsit de judecată, care se raportează greșit la lucrurile acestei vieți. De fapt, aici e vorba de o falsă siguranță. Vedeți, noi oamenii suntem și ființe materiale. Adesea avem nevoie de lucruri, de obiecte, avem nevoie de bani pentru a supraviețui și așa mai departe. Și e cât un pământean care se gândește, mă, uite la cutare câți bani câștigă. Uite ce salar are Cutărescu. Uite, domnule, câte proprietăți are. Și omul nostru stă și se gândește, ce mă, dacă aș avea și-o mai mult, ce norocos aș fi, ce binecuvântat aș fi. Știți că Mântuitorul ne învață diferit în seara asta? Apropo, vreau să-ți spui două întrebări. Dacă ai avea, de pildă, în contul personal 100.000 de euro, ascultă-mă ce te întreb în seara asta. Ce ai face cu cei 100.000 de euro dacă ai avea în cont? Nu-i greșit să spui întrebarea asta. Dar acum întreabă-te puțin altfel. Dacă ai avea în contul tău 100.000 de euro, pune-ți următoarea întrebare. Ce ar face cei 100.000 de euro din tine?
Ai iubit la fel de mult casa lui Dumnezeu? L-ai iubit mult mai mult pe cel care ți-a dat viață și se numește Dumnezeu? Ai fi mai pasionată și mai pasionat de Biblie, de laudă și închinare, de rugăciune, de a te jertfi pentru Hristos? Hai să vă întreb altceva în seara asta. Dacă într-o bună zi ai avea ocazia să urci într-o mașină de 70.000 de euro și mașina aceea să-ți aparțină, te-ai gândit ce ai face cu acea mașină? Dar întreabă-te viceversa. Dacă ai avea mașina aceea de 70.000 de euro, întreabă-te în seara asta. Ce-ar face acea mașină din tine? Din viața ta? Ai rămâne statornic pe calea lui Dumnezeu? Ai rămâne un creștin echilibrat, iubitor de Dumnezeu, iubitor de Evanghelie? Avea râvna aceea să chem prieteni la biserică, să evangelizez lumea din jur? Am trebuit să fiu corect cu dumneavoastră. Domnul Iisus Hristos n-a condamnat niciodată bogăția în sine. Că e și partea cealaltă. Există oameni săraci care la un moment dat n-au nici măcar un leu în buzunarul lor. Ei nici n-au portofel. Dau leuțul ăla în inimă. Și sunt la fel de vinovați. La urma urmei, e important unde ținem banii noștri, în portofel sau în inimă. Domnul n-a condamnat niciodată, sub nicio formă, bogăția în sine, însă i-a atenționat pe oameni că dacă nu veghează, există tendința ca bogățiile să îi îndrepte spre anumite tragedii și nu că bogățiile sunt problema în sine, ci felul în care ei se raportează la bogății. Știți de ce? Pentru că adesea raportarea greșită la bogăție îi dă omului o falsă siguranță. Observați cât de sigur era bărbatul din pilda noastră. Ia auziți în ce siguranță se simte el, versetul 19. Voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse? El nu zice, mă, săptămâna ce vine, am planificat niște prieteni înstăriți cu influență să-mi vină în vizită în familie. Ama nevastă mea nu e îngrijorată sub nicio formă. Cămara, frigiderul întotdeauna a fost plin. Nu e o problemă să întindem o masă la 12, la 20 de persoane. Asta spune el în textul din această seară, nici vorbă. Zice, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru... Zice, știi, mi-am planificat în luna august, în a doua parte a lunii, să merg în concediu în Tenerife. O cheltuie acolo câteva mii de euro și apoi, mă, spre finalul anului, când se apropie Revelionul, m-am gândit să mă duc, dau o fugă până în Maldive sau undeva în Hawaii. Asta zice omul din textul nostru. Vedeți cum zice el și cât de sigur era? Zice, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru, nu pentru următorul concediu. Pentru mulți, mulți ani. De fapt, știu ce face acest om? Că el zice așa. Și voi zice sufletul care are bunătățile astea strâns. Odihnește-te, mănâncă, bea și... De fapt, el își confundă sufletul cu trupul. Pentru el, sufletul și trupul era același lucru. De fapt, totul gravita în jurul trupului său. Numai că el a făcut o mare confuzie. El a crezut că sufletul se hrănește cu Coca-Cola și cu pireu cu carne. El a crezut că întinzi unt pe pâine și dai sufletului să mănânce. Și a ajuns într-o așa siguranță, nu doar făcând confuzia asta, a zis, viitorul mi-a asigurat și nu de acum peste o jumătate de ani, ci pentru mulți ani, voi trăi mult și bine și mă voi distra ca niciodată până acum. Și dacă altă dată am avut agenda plină și nici nu aveam timp de odihnă și de relaxare, acum stau și nici nu mă mai gândesc. Cam așa de mult... Încât am chiar pot să mă veselesc, să mă distrez, să mă simt bine. Însă realitatea era cu totul și cu totul alta. Știți ce nu știa acest om? Că viața lui avea să se sfârșească mai puțin de 24 de ore.
El nu știa asta. Știți că și astăzi se moare în atâtea moduri imprevizibile, ca și atunci. Dumneavoastră credeți că cu 24 de ore oamenii care au murit în cutremurul din Turcia erau neliniștiți și frământați, mă, peste 24 de ore vom fi sub dărâmături, vom muri? El a prins surprindere. Credeți că oamenii din Ucraina cu 2-3 ani înainte se gândeau unde va ajunge războiul? Și că copiii lor, nevestele, soți, poate neamuri, își vor pierde viața într-un mod atât de cumplit? Dar nu departe, să vorbim de război sau, știu eu, cu tremur sau pandemie, să pune omul seara la culcare. Domnule, liniștit după o zi de trudă și să așteaptă a doua zi să se trezească, să ia din nou la treabă. Și noaptea sau spre dimineață face un AVC. Un infart. Și pleacă în lumea de dincolo. Altul dimineața se pregătește geanta după ce s-a îmbrăcat frumos, se duce spre stația de autobuz. Fiind iarnă, am audat primăvara, dar știu situații, iarna, domnule, gheață pe jos, cineva parcă i-a luat picioarele și a căzut dintr-o dată, da, cu ceafa. Și a plecat în veșnicie. Alții mor la reanimare. Alții, domnule, s-au dus cu avionul. Zice, cel mai sigur mijloc de transport e să le călătorești cu această aeronavă numită avion. Dar s-au mai prăbușit și avioane, din nefericire. Alții se pun seara la odihnă, liniștiți, n-au nimic. Dimineața, beton, țapeni. De-aia Ecleziastul zice în capitolul 12 că e bine să ne gândim la făcătorul nostru din tinerețe, pentru că oricând, oameni buni, putem pleca din viața asta. Eu am auzit povestea tristă al unui bărbat care a fost la o seară de evangelizare. Și omul nostru, după acea seară de evangelizare, s-a dus acasă și înainte să se pună în pala odihnă, a scos o coală de hârtie și pe ea a scris așa, peste 6 luni am să mă pocăiesc. Și-a luat hârtia respectivă și-a pus-o pe noptiere lângă pat, apoi s-a întins în pat, la orizontală, s-a doarmă. Dar numai nu-i venea somnul, se tot învârtea de pe o parte pe cealaltă în pat. Văzând că nu-l ia somnul, s-a ridicat din pat, a luat coala de hârtie, s-a uitat la ce a scris, a tăiat peste și dedesubt a scris, peste 3 luni am să mă pocăiesc. Și s-a pus din nou în pat să se odihnească. A trecut ceva timp, frământat, avea multe gânduri, nu putea să doarmă, iară s-a ridicat din patul lui. S-a uitat la ce a scris, o mai tăiat odată și dedesubt a scris, peste 1 lună de zile, am să mă pocăiesc. Și s-a pus la somn. O trecut așa de miezul nopții, parcă a țipise puțin, dar gândul era tot acolo. Ce să fac? Era neliniștit. Iară s-a trezit omul. Și-o mai tăiat odată peste ce-o scris și dedesubt scrie omul nostru peste 1 săptămână. Am să mă întorc la Dumnezeu, mă voi pocăi. Și s-a pus la somn. De data asta țipise, l-a luat somnul mai profund, și pe la ora 4 dimineața s-a trezit dintr-o dată, speriat, panicat, debusolat. A văzut hârtia lângă pat, a luat-o, s-a uitat la ea mai bine. A tăiat peste ce a scris și dedesubt scrie, mâine după ce mă voi trezi, primul lucru care îl voi face, mă voi pocăi. Și s-a pus să se odihnească. Și el n-a vrea să de unde să știe că peste ceva timp inima lui avea să facă ultimul clic și avea să plece în eternitate. În dimineața aceea l-au găsit alții în camera lui, țapăn! Inima nu-i mai bătea, că plecase în veșnicie și pentru el n-a mai fost un mâine când să se pocăiască. Foarte mult să amână de azi pe mâine. Voi schimba viața, voi fi un soț mai bun, o nevastă mai credincioasă, voi fi mai pasionat de Dumnezeu, voi iubi mai tare biserica, mă voi implica mai mult și tot pe mâine. Amânăm mereu și mereu.
Și ajungem ca în povestea acelei familii din Marea Britanie, care în fiecare toamnă mergeau undeva la cabana lor din munte, aveau o perioadă de concediu, de relaxare, să se simtă și ei bine, ieșind din tumultul acestei vieți. Știți, toamna aceea, când au plecat cu caleașca lor, la 1800 și ceva, spre cabana din munte, și când au fost în ultima localitate, au trecut pe lângă o clădire, au auzit o muzică extraordinară. Soțul a zis către slujitorul lor care conducea caii din caleașcă: oprește caii, te rog! De unde se aude muzica asta extraordinară? S-au tras lângă geamul clădirii. Mă, sună fain, interesant. Hai să vedem, nu putem intra înăuntru. Deschis ușa, au văzut că pot să intre. Și când au ajuns înăuntru, surpriză, era o biserică a lui Dumnezeu. Oamenii cântau, se bucurau. După momentul de închinare, prin cântare, urma predica. Predicatorul a prezentat pe Domnul Iisus Hristos, viața lui Iisus, cum a venit să ne mântuiască, și la urmă a făcut chemare. Cine vrea să-și preda viața lui Iisus? Nevastă sa, acestui bărbat foarte cercetată, se uită la el. Zice, nu ieșim și noi în față să ne predăm lui Dumnezeu? Hai să ieșim. El se uită la ea, zice, nu vezi cum suntem îmbrăcați? Noi ne-am îmbrăcat sport, să mergem în concediu la cabana din munte. Se anunțase mâine seară evanghelizare, ce ne îmbrăcăm frumos și mâine seară venim din nou, că nu o fi distanță mare. Dar nu ieșim acum în seara asta să ne predăm viața lui Dumnezeu? Și ori plecat de la acea întâlnire. S-au urcat în trăsura lor, slujitorul a dat bice cailor și a urmat serpentina muntelui. O serpentină, două, trei și așa mai departe. Când au ajuns la ultima serpentină, caii s-au speriat de ceva, au luat-o la goană și culmea, s-a răsturnat trăsura peste oamenii ăștia. Nevasta acestui bărbat a murit pe loc. Iar el, în timp ce se zbătea între viață și moarte, a rostit următoarele cuvinte consemnate în istorie de slujitorul lor care a rămas în viață. Știți ce a zis acest om? Nenorocitule, de mâine m-ai despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Pentru că mulți își riscă veșnicia din cauza acestui mâine, bazându-se pe o falsă siguranță că vor trăi mult și bine, ca o altă dată timp să se schimbe. Că va fi un mai încolo, mai la pensie, mai în viitor, dragul meu, nu trăi în această minciună, nu merită să-ți riști veșnicia. Când un om normal poate să ajungă un om nebun? Să reținem, în primul rând, când ajunge să-și pună încrederea în lucruri nesigure. În al doilea rând, în seara asta, știți când un om normal poate să ajungă nebun? Când îndrăznește, în al doilea rând, să-și planifice viitorul fără Dumnezeu. Am eu vă întreb pe dumneavoastră, e greșit să ne facem planuri pentru viață? Ce ziceți? Da sau nu? Așa e că nu-i greșit. Ba, se așteaptă de la un pocăit, de la un creștin adevărat, să facă planuri, să-și gândească existența într-un mod planificat. Credincioșii oameni buni nu-s chemați să trăiască cu capul nori. Știți de ce eșuează mulți în această viață? Falimentează, clachează, fiindcă se pornesc la un drum, la o acțiune, fără să știe de unde încep, unde vor să ajungă, de ce s-au apucat de lucrul respectiv, fără niciun fel de viziune, fără nicio decizie clară, fără un plan concret. Dumnezeu nu-i împotrivă ca dumneata să faci planuri. Însă, ascultă-mă seara asta, Dumnezeu e deranjat de faptul că mulți dintre oameni fac planuri fără El. Asta a fost cea de-a doua problemă a omului din textul din seara asta. A îndrăznit să-și planifice viitorul fără Dumnezeu. Vreau să observați folosirea pronumelor din text, în special cei mai tineri care încă sunteți în școală. Pronumele eu, subînțeles de 6 ori. Pronumele al meu sau mele de 5 ori. Sau eu, voi, tot de 5 ori.
Voi strica, voi face, voi zice, voi strânge, voi. Vă las să găsiți dumneavoastră în textul din această seară, fiindcă toate se focalizau, se concentrau asupra persoanei lui. Era un om egocentric. Acest om nu s-a gândit nici de cum la Dumnezeu. El nu s-a gândit o clipă, mă, dacă țarima mi-a rodit așa de mult, oare am făcut eu să rodească pământul? El a uitat că există cineva care controlează căldura soarelui. A uitat că există cineva care controlează stropii de ploaie și spune când și unde să ploaie. El a uitat că există cineva care controlează fertilitatea solului și face ca pământul să aducă rod. A uitat că acel cineva controlează vremurile și istoria și este Domnul Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Acest bărbat nu s-a consultat cu acest Dumnezeu. Nici măcar nu s-a gândit la El și se gândea așa, mă, viața asta înseamnă în primul rând ceea ce am. Știți că din perspectiva lui Dumnezeu viața nu înseamnă în primul rând ceea ce ai, ci ceea ce ești. În ochii lui Dumnezeu mai întâi contează caracterul, apoi confortul. Ba mai mult, omul nostru nu și-a gândit viața din perspectiva veșniciei, ci doar din perspectiva viitorul pământesc pe care a îndrăznit să și-l planifice, scoțându-l din ecuație pe cel care i-a dat viață, adică pe Dumnezeu, și interesant, în mijlocul vieții lui, acest om. Uit un lucru de primă importanță, voia lui Dumnezeu pentru viața sa. El n-a avut nici măcar o clipă, un moment să zică, mă, dacă-s patron, dacă-s bogat, dacă am resurse, pământuri, dacă am hambare, o fi cineva care m-a binecuvântat cu toate astea? Oare acest cineva are vreun plan pentru viața mea, pentru viitorul meu? Are ceva de spus în ecuația existenței mele? Omul nostru nu și-a pus astfel de întrebări. Și acum lăsați-mă să fiu practic și actual. Dragul meu, dă-mi voie să spun, e o nebunie în 2023 cineva să îndrăznească să se căsătorească fără a-L implica pe Dumnezeu în acea căsătorie. E o adevărată nebunie. Atâtea divorțuri, domnule, avorturi, cupluri care nu se înțeleg, conflicte, domnule, ea geloasă de numai, el posesiv sau viceversa, temir de la lucruri mărunte, scandal cât e casă. Și divorțurile se mulțesc pe zi ce trece. N-ai cum să fii binecuvântat sau să fii fericită excluzându-L pe Dumnezeu din ecuația căsătoriei tale. E o nebunie să-ți alegi profesia în viață, nu știu la ce facultate, să mergi și pe Dumnezeu să-L scoți afară din planul ăsta sau nici să nu te gândești. Am întâlnit tineri care, mă, unde se duce cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă sau gașca noastră? Păi uite la facultatea cu tare. Nu, mă duc și eu acolo. Și după un an de zile, tinerul nostru și-a dat o palmă zdravă peste cap și-a zis, bă, cine mi-a pus să-mi aleg profilul ăsta în viață? Și nu s-a mai gândit la prieteni și la anturaj și-a zis, schimb optica. S-a gândit puțin și-a ales altceva. Și-a mai mers un an, doi și și-a mai dat bietul tânăr încă o palmă zdravă peste cap. Că el nu sta să se roage, să se consulte cu Dumnezeu, să vadă Dumnezeu are ceva de spus în toată povestea aceasta. Oameni buni, e o nebunie să ne căsătorim fără Dumnezeu, să ne alegem profesia în viață fără Dumnezeu. E o nebunie să-și aleagă cineva jobul în viață fără Dumnezeu. Eu știu bărbat care la ora asta trebuia să fie în pușcărie. Dacă nu a ascultat de inspirația ce a dat-o Dumnezeu să schimbe locul de muncă, cu 2-3 luni înainte de a se întâmpla compromisul prin care au trecut colegii lui și trecea și el, ei acum sunt în pușcărie, el e în libertate că a ascultat de Dumnezeu. E o nebunie să pornești o afacere, să pornești la un drum, să inițiezi un demers, să iei o decizie fără Dumnezeu. Oameni buni, chiar agenda de zi cu zi, e o nebunie să ne o scriem, să o planificăm fără Dumnezeu. Știi, se trezește omul, mă, mâine luni dimineață.
Ia să scriu eu ce fac pe la amiaz, după amiaz, marți, miercuri, joi, alți au agenda până peste 2-3 luni de acum înainte. Dar ăla a întrebat pe Dumnezeu dacă are ceva de spus în ceea ce ai planificat pe agenda. Știți ce spunea Mântuitorul în Ioan 15 cu 5 partea B? Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, nimic. Să știi, când îți planifici viața cu Dumnezeu, acea viață e binecuvântată. Când îți planifici căsătoria cu Dumnezeu, acea căsătorie e binecuvântată. Când îți planifici profesia, jobul, cariera cu Dumnezeu, n-au cum să nu fie binecuvântate. Și dacă în viață vei trece prin situații pe care nu le înțelegi pe moment și poate spui întrebarea de ce și împrejurarea de așa natură, că ești ca cei doi pe drumul Emausului. Dacă mergi pe mâna lui Dumnezeu, chiar în cele mai triste împrejurări din viață, vei vedea că Dumnezeu va fi lângă tine. Anul trecut, pe la jumătatea lui ianuarie, am avut accident de mașină undeva lângă Hațeg, în localitatea Reia. Eu n-am știut că era gheață pe jos, am prins cod roșu de ninsori, urma o pantă, o curbă, un zid de beton pe margine și din vârful penții m-a lăsat în iuș. Acolo, în șanț, era o mașină deja suspendată, numai ce ieșise un domn și o doamnă din mașină și când am văzut că mă duc spre ei și spre mașina lor, am virat brusc. Mașina a dat cu mine de gard și direct în cuiul de la mașina lor din spate. Mașina lor a scos-o pe șosea, ori pornit, o văzut că merge. Eu am rămas suspendat acolo. Un prieten, patron, pocăit de-al nostru, a venit repede cu un tractor, a scos mașina afară, o roată la mașina mea era într-o parte, una în cealaltă, toată partea din față spartă, tot lateralul din partea dreaptă a mașinii. A rămas mașina în service la el, mi-a dat o mașină de-a lui să vin acasă, eram cu soția, cu fiica noastră cea mai mare, și înțelegerea a fost așa, cunoscându-ne de câțiva ani de zile, a zis, manopera ți-o fac în numele Domnului, tu vei plăti piesele la mașină. N-a trecut decât o săptămână, pe 23 ianuarie noaptea, mă întorc acasă de la slujbă, am fost la Ghiroda, în Biserica Pentecostală, să predic. După m-am întors pe la un cumnaș, o cumnată, cu soția, cu părinții socri, am stat la vorbă, am servit ceva, apoi am dus socrii acasă și m-am întors cu nevastă mea și cu fiica mai mare acasă. Când am ajuns, casa noastră ardea. Și acum să vedeți, chiar și în cele mai neînțelese situații, dacă mergi pe mâna lui Dumnezeu, totul este spre bine. Află prietenul ăsta al meu de lângă Hațeg, de incendiu de la casă, mă sună și zice, Iosif, în mod normal, noi am făcut o înțelegere, dar am aflat de situația prin care treci. Deci eu s-o obliga moral, prietenul tău, înainte de a fi frate de credință, să te ajut în povestea asta tristă cu incendiul de la casă. Dar uite cum faci. Plătesc eu totul ce ține de mașină. Cheltuieli undeva ridicate la 2000 de euro. După accident, după reparație, mașina arăta mai bine ca înainte. Casa înainte de incendiu n-arăta rău, dar acum, după incendiu, la un an și ceva, arată mult mai bine. Pentru că oameni buni, uneori nu înțelegem de ce trecem prin anumite circumstanțe în viață. Poate Dumnezeu ne pune la probă, ne testează încrederea în El, dependența de El, dar să știți, cu Dumnezeu întotdeauna este bine. Mi-am adus aminte de un împărat, o trăit și ăsta pe la 1800. Eu am citit mult, istorie și multe cărți, că-s pasionat de citit și de scris. Ăsta avea un slujitor foarte credincios lui. Îl lua aproape peste tot împăratul nostru și odată, fiindcă pasiunea lui era mersul la vânătoare și o las slujitorul să meargă la vânat. Or ajuns pe câmpul de vânat și ce să vezi, un animal sălbatic l-a atacat frontal pe împărat. Împăratul se lupta cu animalul ăla sălbatic, a venit și slujitorul din spate să-l ajute, dar în lupta asta directă, animalul a reușit să-i smulg un deget de la mână. Nu ori mai stat ei la vânat în ziua aceea, ori porni spre casă. În timp ce mergeau spre casă, am uitat să vă precizez faptul că
Slujitorul ăsta era și pocăit. Un om care se încredea în Dumnezeu și mereu avea următoarea vorbă. Dumnezeul meu întotdeauna lucrează perfect, El nu greșește niciodată. S-a uitat la împărat și a zis, împărate, să știi că Dumnezeu nu greșește niciodată. El întotdeauna lucrează perfect. S-a uitat împăratul la el și zice, ce vorbești? Păi eu îmi pierd un deget de la mână și Dumnezeul tău lucrează perfect. Cât de fidel i-a fost acest slujitor lui când a ajuns acasă, primul ordin care l-a dat să fie aruncat în temniță slujitorul lui. A mai trecut ceva vreme și fiindcă hobby-ul, pasiunea lui era vânatul, împăratul s-a dus din nou la vânătoare. Și numai bine, întâmplarea a făcut că a ajuns într-o zonă cu sălbatici. Ăștia l-au înconjurat, l-au prins, l-au legat bine și l-au adus să-l pună pe un altar de jertfă în cinstea zeilor lor. Și când să-l sacrifice, unul dintre sălbatici observă că împăratul n-are un deget la mână. Îl dezleagă repede și ce dați-i drumul. Am sacrificat noi vreodată pe cineva incomplet în cinstea zeilor noștri? Și a luat-o împăratul în goană mare spre casă. Când spune întâmplarea, venea spre casă grăbit, mintea lui zicea, mă, ce dreptate a avut slujitorul meu. Dumnezeul lui nu greșește niciodată. El întotdeauna lucrează perfect. A ajuns acasă și primul ordin care l-a dat să fie eliberat slujitorul lui din temniță. Îi povestește repede cele întâmplate. Zice, uite cum era să-mi pierd viața, ce am pățit. Și ce a avut dreptate. Dumnezeul tău nu greșește niciodată. Dar auzi, mă frământ un gând. De ce acest Dumnezeu al tău care lucrează întotdeauna perfect și nu greșește niciodată? De ce a îngăduit să te arunc în temniță? La care slujitorul lui zice, împărate, uită-te bine la mine. N-am eu toate degetele la ambele mâini? N-am eu ambii ochi, nasul, urechile, gura, picioarele? Nu sunt întreg? Păi nu-ți dai seama, împărate, fiindu-ți slujitorul tău cel mai credincios, că eram din nou la vânătoare cu tine. Cel care era prins, legat și sacrificat pe altarul de jertfă în cinstea celor zei, nu erai dumneata, împărate, eram eu. Dar Dumnezeul meu nu greșește niciodată. El întotdeauna lucrează perfect. Observați, oameni buni, fără Dumnezeu putem ajunge rău în viață. Dar prin Dumnezeu și cu Dumnezeu, chiar și împrejurările cele mai delicate, sunt pentru noi o binecuvântare. Când îl împlinești pe Dumnezeu în viața ta, în familia ta, în căsătoria ta, în planurile tale, ești un om cu adevărat binecuvântat. Când un om normal poate să ajungă nebun? Când? Când își pune încrederea în lucruri nesigure. Doi, când îndrăznește să-și planifice viitorul fără Dumnezeu. Și trei, și e cel mai important lucru. Dar înainte de asta vă spun ceva. Într-o duminică seara ca și aceasta, un picuț mai târziu decât acum, pe la ofer un sfert, a sosit un predicator cunoscut într-o biserică. La noi, în România. Și fratele care conducea slujba a anunțat o cântare și l-a invitat la amvon pe fratele respectiv. Invitatul nostru a venit la amvon, s-a uitat la ceas și zice la fratele care conducea slujba, frate, eu ofer un sfert, cât poți să predic? La care fratele zice, frate, cât vrei dumneata, zice, că noi la 8 ori cum plecăm? Ama, noi încă suntem aici în seara asta și n-aș vrea să mă opresc acum, că e prea important ultimul punct a predicii. Știți când un om normal poate să ajungă nebun? Când neglijează îmbogățirea față de Dumnezeu. De fapt, asta e concluzia pildei din această seară. Că ce folos să fiu bogat trupește și sufletul să-mi fie subnutrit, mort spiritual. Să plec din viața asta cu sufletul sărac. Știți care e problema ce au majoritatea pământenilor? A oamenilor din jurul nostru, neglijează faptul că într-o zi vor sta înaintea lui Dumnezeu și vor da socoteală pentru viața lor. Cineva a îndrăznit să-l întrebe la un moment dat pe David Webster. Nu mai intru în detalii să vă explic cine a fost David Webster. Acasă, când ajungeți nou acum la biserică, intrați pe fratele Google, vorba cuiva pe Google, și scrieți David Webster.
Omul ăsta însemnat, e întrebat de un prieten de-a lui la un moment dat, zice: David, care a fost cea mai profundă idee la care ai meditat vreodată în viața ta? Și și-a zis David Webster, vă citesc: faptul că într-o zi voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu e cel mai profund gând și idee care mi-a trecut prin minte vreodată. Și acum fiți atenți. Bogatului din pilda noastră, Dumnezeu îi spune, chiar în noaptea asta, ți se va cere înapoi sufletul. Traducerea în care a fost scrisă pentru prima dată, afirmația asta din Biblie, ne spune felul următor: aceste lucruri îți cer înapoi sufletul. Adică lucrurile care ai crezut că ție ți-aduc satisfac, împlinire, că o să mănânci, o să bei, o să ai multă viață de acum înainte. Ele, în noaptea asta, să știi, îi zice Dumnezeu acestui om, își cer înapoi sufletul. Vedeți? Dumnezeu cerea sufletul acestui bărbat la judecat. Știți de ce? Fiindcă omul ăsta n-avea nicio bogăție spirituală. Niciuna. El a înlocuit adevărata bogăție ce o putea da Dumnezeu cu lucruri vremelnice, fiindcă a făcut un scop în sine din ele. Omul nostru, dragii mei ascultători, a vrut o bogăție ce putea fi pipăită, vizibilă, să poată să o atingă el cu mâinile lui. El a zis, mă, strâng comori în cer. Pe ce, o fi ceva mai sus de cerul ce-l vedem noi? A văzut și cu avion, a ajuns numai deasupra norilor, la nu știu ce distanță. O fi ceva mai sus. Aici văd ceea ce am. Simt, ating. M-am întrebat care a fost păcatul la urma urmei acestui bărbat. Știți care a fost? A lăsat ca iubirea de bogăție să-i domine viața. Și l-a scos afară pe cel care l-a binecuvântat din viața lui. Pe cel care i-a dat. Pe Dumnezeu. El n-a căutat să se îmbogățească față de Dumnezeu. A neglijat cea mai importantă nevoie a lui, nevoia lăuntrică cu privire la viitor și la veșnicie. Interesant ceva. Știți că într-o zi noi vom pleca din lumea asta cu mâinile goale? Eu am fost curios, murit de ceva vreme, Mihail Gorbaciov. Prima mea curiozitate a fost să văd ce să pune în sicriul lui Gorbaciov. Să o pune aur, argint. Am uitat să văd, are într-o mână ruble rusești și într-una dolar. Nici vorbă. La 92 de ani, Gorbaciov a plecat așa cum a venit din lumea asta. După el a murit regina Elisabeta la 96 de ani. Și m-am uitat, mă, zic, oma, trebuie să ia ceva cu ea din lumea asta. 96 de ani, cunoscută de mulți. Știți cum a plecat din lumea asta regina Elisabeta? Cum a venit? Au avut numai niște haine pe ea. Într-un sicriu. Cineva l-a întrebat pe John Rockefeller. Ăsta a fost cel mai bogat om al planetei. Și acum tot auzim de familia Rockefeller și Rothschild. Citeam despre ei că au străzi întregi în Israel, într-o anumită zonă. Oamenii din umbră bogați ai planetei. Un prieten a îndrăznit să meargă la avocatul lui John Rockefeller după ce a murit. Și a zis, mă, sunt curios și eu, prietenul ăsta al meu, John, cât o lăsat în urma lui după o viață de om? Că tot s-a spus că a fost cel mai bogat om al planetei. Știți ce a zis avocatul lui? John Rockefeller, vă citesc, a lăsat în urma lui totul. Totul. Nu e așa că ar trebui să ne oprim o dată din goana asta nebună și să ne întrebăm ce facem cu viața noastră? Ce facem cu viitorul nostru? Suntem noi oameni nebuni să ne risipim veșnicia pe niște ambare de plăcere, de distracții ieftine și trecătoare pentru niște lucruri care pierd? Dumneata te-ai întrebat când pleci din lumea asta și tu, tânărule, tânăr, care-i bogăția ta care o ai la plecare din această viață? O soră de-a noastră de credință s-a rugat an la rând pentru soțul ei să se pocăiască. Ăsta, ateu convins,
blestema, înjurat de Dumnezeu, nu credea în biserică, în Biblie. Și am mereu îi zicea, mă, hai la biserică. Pocăiește, te schimbă-ți viața. El nici una, nici alta. Vezi-ți de treabă. Ba, la un moment dat a abordat-o și a zis, dacă mă mai tot bați la cap cu Dumnezeul tău, o să ai probleme grave cu mine. Ea, văzând cum stă situația, a zis, nu o să-i mai zic nimic de Dumnezeu, dar vreau să mă rog în continuare pentru bărbatul meu să-l mântuiască Domnul. După mai multe luni de zile, într-o zi, soțul ei zice, auzi, duminică vreau să vin la voi la biserică, la pocăiți, să văd și eu, curios, cum e la voi. Nevastă sa, când a auzit, a zis, bă, interesant, cine știe să ține soțul meu de cuvânt sau nu? Dar eu a început să se roage, Doamne, fă ca duminică, dacă vine bărbatul meu, după cum a zis, la biserică, să fie cele mai extraordinare cântări, slujbă ca niciodată, o predică puternică cu impact. Dimineața, în duminica aceea, soțul ei s-a trezit, s-a îmbrăcat frumos și după cum a zis, s-a și făcut. Și a venit cu nevastă sa prima dată la biserică, la pocăiți. Au fost cântare, rugăciune, a urmat predica. Interesant, predicatorul din acea zi deschide Biblia la Genesa, capitolul 5 și începe să citească. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de 930 de ani, apoi a murit. Și a continuat predicatorul să citească. La vârsta de 105 ani, Set a născut pe Enos. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit 807 ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Set au fost de 912 ani. Apoi a murit. Și-a dat pagina predicatorul din acea zi și a citit despre un altul care s-a născut, a trăit sute de ani, a avut fii, fiice, apoi a murit. Și un altul, și un altul. S-a terminat slujba în acea zi. Au plecat acasă și nevastă se era îngrijorat. Mă, ce l-a apucat pe predicator să citească astăzi, tocmai de aici, din Geneza 5? Despre cine s-a născut, cât o trăit? Ce fi și fiice au avut? Ce-o fi înțeles bărbatul meu din predica de astăzi? Să vezi și o să-mi aud eu acum ca niciodată până astăzi. Nu o îndrăzni să-l întrebe nimic la masă. Săptămâna următoare soțul ei zice, draga mea, duminică vei merge din nou la voi la pocăiți la biserică? Ea s-a aștepta mai să-i zică vreo câteva. Cu gura așa de jumătate zice, mă, dacă Dumnezeu mi-o da sănătate și-s bine, mă duc. Ce să știi că vreau să vin și eu din nou la biserică. Și a mers. Săptămâna următoare la fel. Apoi la fel. Luni de zile la fel. Într-una din zile, bărbatul ei se oprește și zice, draga mea, să știi că m-am hotărât un lucru. Vreau să intru în apa botezului și să închei legământ cu Dumnezeu în apă. A venit ziua botezului, a intrat în apă, l-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și Domn peste viața lui. Și-au plecat acasă de la slujba aceea frumoasă și nevastă sa pentru prima dată a îndrăznit să-l întrebe, auzi, dragul meu, până astăzi nu te-am întrebat, n-am avut curaj. Dar vreau să știu și eu ce te-a îndemnat să schimbi viața, să te pocăiești. Știi ce a zis soțul ei? Genesa, capitolul 5. Zice, eu când am auzit că Adam a trăit 930 de ani, apoi a murit. Că fiul lui a trăit 912 ani, apoi a murit. Când am auzit că cel mai longeviv, Metusal, a trăit 969 de ani, apoi a murit. I-am zis, n-are cum să se termine totul la cimitir într-o groapă. N-are cum. Pentru că omul acesta, soțul ei, era un om și citit totuși, un om cult. Chiar dacă înainte se declarase ateu. Știți ce a zis el? Auziți ce logică a avut? Și dacă-i dreaptă vorba că orice cauză are un efect, care este efectul unei vieți de 900 și de ani dacă totul s-ar termina la cimitir?
Și a zis, eu nu mai trăiesc sute de ani, trăiesc poate 80-70 de ani, dar după viața asta de 80 de ani, care e efectul ei? Dacă orice cauză are un efect, dacă totul s-a sfârșit într-o groapă și într-un sicriu. Și l-a zis Genesa, capitolul 5, m-a convins să-L urmez pe Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm. Și aș vrea să închidem ochii. Dragul meu, viața asta trece. Astăzi ești un om sănătos, normal. Ai făcut bine că ai venit la biserică în seara asta. Nu există un alt loc mai fericit și mai bun în care puteai să fii. Aici nu este casa ta, aici este casa lui Dumnezeu. Ai venit pe proprietatea lui Dumnezeu în această seară. Dumnezeu ți-a făcut parte de har să intre aici, în sanctuarul casei Lui. Pentru că în seara aceasta Dumnezeu a avut un plan cu tine. Dumnezeu te iubește așa de mult încât ți-a ieșit înainte prin mesajul Evangheliei, da, unul direct. Poate te-ai aștepta la un alt mesaj. Poate ai vrut să auzi ceva de florit ce n-ai mai auzit. Dar Dumnezeu s-a gândit la sufletul tău, la eternitatea ta. Și Dumnezeu în seara asta ți-a ieșit înainte și ți-a vorbit, tânăr, tânărule, tânără, frate, soră, indiferent de vârstă, este viața ta asigurată în Iisus. Vedeți, noi venim pe rând și plecăm pe sărite și oricând putem pleca din această viață. Când se va sfârși viața noastră, ce va zice Dumnezeu în dreptul nostru? Că am fost oameni nebuni, lipsiți de judecată, am alergat, am trudit, am strâns să avem pentru aici acum. Și ne-am risipit eternitatea și ne-am bătut joc de suflet și plecăm cu sufletul gol. Sau sufletul tău e mântuit și e plin de Dumnezeu în această seară și ești fericit și bucuroasă că îl simți pe Domnul prin Duhul Sfânt în locul acesta în această seară. O, dacă sufletul tău e gol și ai trudit ani de zile să ai, să aduni și ai trăit doar pentru asta, în seara aceasta Dumnezeu te-a întâlnit aici la Carmel să spună, omule bun, altceva contează mai mult. Fă prioritate din ceea ce rămâne, din ceea ce are valoare, din lucrurile cu care te întâlnești după moarte. O, îți mulțumim, Doamne, pentru seara asta. Mulțumim pentru Duhul Tău care ne convinge. Mulțumim pentru puterea cuvântului Tău de a ne vorbi. Credem, Doamne, că ai atins cugete în această seară. Credem că mesajul Tău a pătruns vieți. Credem că inimile noastre au fost sensibilizate. Și credem că se vor lua decizii după întâlnirea din această seară. Prin care ne vom schimba traiectoria vieții. Și nu vom mai lăsa să trăim o tinerețe și o viață fără sens. Pentru lucruri de nimic. Pentru ceea ce pierde. Și ne vom ancora viața în Tine, Doamne. Și vom trăi cu folos. Și vom strânge ceea ce rămâne. Adevărata comoară care este în cerul Tău, Doamne. O, îți mulțumim, Doamne, pentru înțelepciunea Ta. Care vrei să o sădești în noi seara asta. Ca să fim oameni cu judecată, cu discernământ, să gândim lucrurile din punct de vedere spiritual, din punct de vedere material, corect, Doamne, din punct de vedere moral, să le gândim corect. O, atâția oameni se rătăcesc și nu știu de ce și au sufletul pierdut și conștiința lor e încărcată. Și n-au liniște în cămin. Și vin la tunare frământați și bulversați. Și au întrebări ca acel unul din mulțime. Ei n-au nicio legătură cu predica, ca atunci Hristos predica cu totul altceva. Iar acel unul din mulțime era frământat de un lucru care n-avea nicio legătură cu predica din acea zi.
Și de atâtea ori vii frământată și frământat la casa lui Dumnezeu de lucruri care n-au nicio legătură cu ce se întâmplă aici. În seara asta Dumnezeu ți-a vorbit. Ce ai de gând să hotărăști? Ce vei face cu viitorul tău, cu tinerețea ta, cu viața ta, omule bun? Oh, vreau acum la final de slujbă să ne rugăm cu toți. Și dacă simți că e Duhul lui Dumnezeu aici, și dacă simți că Evanghelia are putere, și dacă simți că Dumnezeu e în control la ceea ce se întâmplă seara aceasta aici în sanctuar și că Dumnezeu a venit pentru tine, omule bun, roagă-te și spune: Doamne, mulțumesc că n-ai lăsat sufletul meu să se piardă. Mulțumesc, Doamne, că nu m-ai lăsat să mirosesc viața, tinerețea, bătrânețea. Și, Doamne, Tu ai un plan așa de minunat cu viața mea și ai vrut să mai îmi vorbești și mi-ai ieșit înainte și, Doamne, mi-ai arătat har și bunătate. Haideți să stăm în rugăciune cu toți și să ne rugăm cu credință lui Dumnezeu.